Borfașule, ai venit la DNA din nou? Borfașule, credeai că scapi? Borfașule, nu scapi de pușcărie, bă! Borfașule! Borfașule! Borfașu, Dragnea! Borfașu, Dragnea! Tu nu ești, mă, deținut politic, mă! Tu ești doar un borfaș, bă, atâta, bă! Stai, mă, băi! Băi, lăsați-l să intre, băi! Borfașule! Borfașule! Ești un borfaș, bă! Gata, potoliți-vă! Domnul jandarm, dacă... Ăla e de mult aici. Haideți să-l vedeți pe cel care a lovit. Domnul jandarm, dacă nu luați, ca să știți că o să aveți plângere, da? Uitați, ăsta, da? Păi ce face ca civil a început ca să facă el ceea ce vrea? Păi este civil, nu e altceva, da? Ia uitați acesta care a lovit... Ia uitați acesta ca... Ei, nu zău! Ia uitați acesta ca... Ia uitați, ia uitați unul care a lovit oamenii și mai ales jurnaliștii. Acest borfaș, acest nesimțit. Bă! Bă, nesimțitule, bă! De ce ne-ai lovit, mă? De ce ai lovit, mă, jurnaliștii, mă? De ce ai agresat, mă, jurnaliștii, mă, nesimțitule? Cine ești, mă, tu, mă, ca să agresezi, mă? Cine ești, mă, tu? Du-te, mă! Da, tu cine ești? Du-te, mă! Domnul, ia, ia, du-te, mă, borfașilor! Stai, mă, cu minte! Ia, ia, al, bă, nesimțiților, băi, tupeiștilor, băi, pușcăriașilor, bă! Băi, măi, slugilor, slugile, nu vă dă nimic ăla, mă, decât o plăcuță suedeză, măi, slugilor. Nu vă e rușine. Deci ați văzut ce tupeu ca să lovească jurnaliștii. Ia uitați cum l-a lovit. Eu voiam doar să-l întreb pe Dragnea de ce face tâmbălău, că nu-i folosește la nimic tot scandalul ăsta pe care el îl face. Pentru că el a anunțat prin Codrin Ștefănescu că va fi la DNA. Ei au adus oamenii ăștia aici. Am pierdut capul. Și lui nu-i folosește la nimic tâmbălăul ăsta. De ce face chestia asta? Nu înțeleg. Asta e. La Rahova! La Rahova! La Rahova! Deci ați văzut, da? Cum comportamentul unor civili... Acum nu, mai încolo... Ce să e? Acum? Noi nu știu asta ce s-a aflut. Acum e un ceas care și-a pierdut ceasul de la mână. Și eu am pierdut camera. Zi, urechelnița. Nu știu, mă, lasă... Uită-te pe el să Da, da, poate o fi al lui Drag. De cine oamenii lui Dragnea aici, vedeți, sunt aici.